primarul satului Brâncenii Vechi, Gheorghe Urechean, participant la acțiunile de luptă pentru independența și integritatea Republicii Moldova din 1992, a spus că Armata Națională a dovedit în mod convingător că este o adevărată școală bărbăției și a educației patriotice pentru sute și mii de cetățeni. Ziua recrutului este o zi tare importantă, mai ales pentru țara noastră, pentru toți tinerii care trebuie să apere patria, cum s-au apărat bunii noștri, părinții și noi. Ziua recrutului la noi în raion e ca o tradiție. Eu am a doilea an de când sunt primar, a doilea primăvară tot se mergem la armate recruții și facem o lucrare bună cu toate structurile a raionului, mai ales cu comisariatul militar, cu medicina, cu primărie, cu școlile, cu toți, ca să antrenăm pe băieți mai mulți ca să tragă spre armată. Ce rezultate mergeți acasă? Avem locul 1 la tragea orgonului, avem locul 3 la trunchi, avem locul 3 la bară. Am luat locuri de prestige. Mulțumim domnului că băieții să stragi și a să vadă și acelalți băieți sau să câștigi și mai departe și ați vrea să înroleze în armata națională. Credeți că vor fi așa de responsabil și în armate? Da, cred că eu sunt militar. Și eu îndemn pe toți și dacă ceva le ajut și chiar mă duc la dânsă la militarie și fac vizitelor și băieții vin acasă, spun ea ca primar mie și ne vede și toți cam să atrag din partea primăriei. Sunt greutăți că acum nu vreau nimeni vorbim ca să fac armata, dar când vreți să le arăt, mai spui că dacă am fost eu, dacă sunt veteran de ministru, ei mulți vin la mine și trag atenție, mai văd unde insigne medalii și le spun că care face militaria să face un om brav, isteț, curajos și disciplinat. Valeriu Rusu, șeful secției cultură al raionului Sângerei, a menționat că în viitor administrația raionului intenționează să organizeze un șir de activități cultural-patriotice care au drept scop educația tinerii generații în spiritul valorilor naționale. Te cheamă acum, o provocare n-ai cum să pierzi, nu. În fiecare zi să înveți, să trăiești, să dai mai mult și să primești. Primul să fii, în toate să fii tu. Haide mâini să ne luăm, liber să existăm și să ne bucurăm de viață. Doar o viață avem, strângem ce semănăm, vise înălță spre viață. Sufletul tău, adevăr sau nu, o vei afla. De unde vii și cine ești, în ce să crezi și să iubești și unde pleci, ai dreptul să știi, da. Haide-mi să ne luăm liber, să existăm și să ne bucurăm de viață. Doar o viață avem, strângem ce semănăm, vise înălțăși de viață. Și la Hânciești a avut loc Ziua Recrutului, unde 300 de tineri au participat la sărbătoarea cu caracter militar-patriotic pe stadionul din oraș. La manifestare, alături de viitorii apărători ai patriei, au fost părinți, elevi, veterani, dar și delegații ale primăriilor din componența raionului. Vicepreședintele raionului Hâncești, Anatol Chetraru, a venit cu un mesaj de felicitare în adresa recruților. Potrivit lui Chetraru, este bine ca tinerii să facă armata, să conștientizeze că patria trebuie apărată și trebuie să învețe cum să o facă. A discutat cu dumneavoastră lui colega Mihaela Mârza.
Noi cu comisariatul militar, cu centrul militar, cum îi spunem noi acum, avem o colaborare bună. Domnul Lupu exercită funcția asta în timp îndelungat, are experiență și este foarte receptiv. Noi conlucrăm, colaborăm foarte bine, activitățile centrului sunt coordonate cu noi, chiar și această măsură, ziua recrutului, noi am planificat-o împreună la inițiativa dumnealui și vreau să vă spun că este un om care retrăiește foarte mult pentru cauza comună. Programul evenimentului a inclus competiții sportive la individual și pe echipe, iar învingătorii au fost premiați cu diplome și premii bănești. Recruții au concurat la alergări pe distanța de 100 de metri, ștafeta, tracțiuni în brațe la bara fixă, ridicarea halterei, tragerea odgonului și alte probe sportive. Eu, Nedelita Gheorghe, originar al satului Bujor, am fost chemat pentru a trece comisia medico-militară de către care am fost apreciat apt pentru a face serviciul militar. De către centrul militar mi-a fost propus pentru a studia la filiala centrului de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională, de care urmează să absolvesc. Am înțeles că serviciul militar în rândul Armatei Naționale oferă posibilitatea de a studia și de a continua cariera militară, pentru a deveni un suboficer și de ce nu chiar și un ofițer al Armatei Naționale. Chem toți recrutii să satisfacă serviciul militar în termen, pentru că este un serviciu care te face să devii un adevărat bărbat, să te vezi patria și să promovezi valorile naționale ale poporului nostru. Sunt ferm convins că odată cu încorporarea mea și a altor recruți, în rândurile Armatei Naționale vor apărea și cu cinste și onoare patria noastră. Vă doresc la toți recruții să aveți parte de un serviciu militar destoinic, în care să realizăm numai succese care unul nostru din ce să se mândrească cu noi, că am fost demn curajoși, că am apărat cu cinste și onoarea și valorile naționale ale poporului nostru. Mă numesc doamna Elvira Nederiță, sunt originară a satului Bujor, raionul Hâncești. Ați putea să ne spuneți ce emoții trăiți dumneavoastră văzând toți acești tineri aici și știind că feciorul dumneavoastră în vară va merge la armată? Da, emoțiile sunt foarte mari. Ca prima dată, ca primul copil al meu pe care îl pregătesc pentru a face armata sau datoria militară. Pentru mine asta e o mare sărbătoare, e o mare cinste, pot să spun, așa, ca pentru o mamă care își dă copil pentru a-și face o datorie față de poporul nostru buldovinesc. Mă gândesc că el poate va face față și va da toată forța și stăruința să fie un viitor ostaș care o să aibă o onoare oricare în viață și un viitor care să apere poporul nostru moldovenesc, a raionului Hâncești și a Bujorului concret. Și le doresc la toți recruții un drum bun în viitor, pentru că se începe o viață nouă. Un drum care ei de acum încep ceva nou, în viață se începe ceva deosebit, pot să spun așa, și ei de acum se maturizează. La petrecere ce cuvinte o să spuneți feciorului înainte de a pleca la armată? Înainte de a pleca la armată să fie un ostaș curajos, demn, mândru de sine și să aibă onoare din urma lor tot poporul nostru moldovenesc. Chiar dacă echipa câștigătoare a competițiilor din acest an a fost cea de la Liceul Teoretic Mihai Sadoveanu din orașul Hâncești, toți participanții au demonstrat că sunt pregătiți pentru încorporarea în rândurile Armatei Naționale, susține locotenent colonelul Pavel Lupu, comandant Centrul Militar Hâncești. Participă 13 echipe din liceele raionul Hâncești, școala profesională din orașul Hâncești și colegii de construcții. În afară de aceasta avem spectatori, părinți și toți recruții care sunt supuși acum încorporării în luna iunie și în luna iulie, în Armata Națională și în trupele de carabinieri. Vedem aici și reprezentanții administrației publice locale. Da, aceste măsuri sunt organizate în colaborare cu administrația publică locală și cu susținerea financiară. De asemenea, un aport foarte mare a fost din partea Direcției Generale Învățământ, sub egida doamnei Valentina Tonu. Și ca oaspeți avem militari Armatei Naționale din Batalion Destinație Specială, din Batalionul de Gardă și trupele de carabinieri, Unitatea Militară 10-01, care au venit cu un program de exerciții demonstrative de luptă corp la corp și cu demonstrarea echipamentului și armamentului din dotarea Armatei Naționale. Sarcina de încorporare stabilită pentru raionul Hâncești în campania de primăvară este de peste 70 de recruți, iar din cei 300 de tineri care s-au prezentat la Comisia Medico-Militară, majoritatea au fost apreciați apți pentru îndeplinirea serviciului militar în termen, iar o bună parte au obținut amânare pentru continuarea studiilor. Măi, necuță neică, ca să duce la armată. Măi, necuță neică, ia mă Ionel cu tine. Măi, necuță neică, să-nvăț arma cum se ține. Măi, necuță neică.
Ranița cu melodii. Pentru cei cu sufletul nobil, pământul întreg e familia lor. Un gest nobil este să manifeste atenție față de cei mai mulți sau mai puțini apropiați atunci când aceștia așteaptă. De exemplu, ziua de naștere. Anume, cu acest prilej o felicităm pe colega noastră, capitan Ala Diaconu. Colegii de serviciu vă doresc ani mulți cu sănătate, o veșnică primăvară în suflet, mult noroc și fericire. La mulți ani! Scurtă de tot, scumpă de tot, emisiunea ne este și nu am putea să ne despărțim fără a vă mărturisi cu sinceritate că dor ne va fi de voi. O săptămână reușită până duminica viitoare. Denis Rotaru, Domnița Jechiu, pe curând! Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei. Tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins, la pălărie. De un prunc râde-n prag, ai năzdrăvanul. Uite un moș tace-n toiac, au ca troianul. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei.